Bună ziua, stimați telespectatori! În istoria Imperiului Bizantin se povestește despre o întâmplare cu un ascet căruia îi se descoperă nivelul de înălțime spirituală al unui împărat al timpului. Acestuia îi se cere ca să meargă să primească lămuriri în privința unui eventual exemplu pe care l-ar putea avea el. Ajuns la împăratul respectiv, îi spune doleanțele sale și primește ca prim răspuns faptul că, fiind preocupat cu atâtea lucruri lumești, nu are cum să ajungă la o anvergură spirituală. Insistând, împăratul totuși răspunde că se roagă, postește, face cele ce trebuie să le facă orice creștin. Nemulțumit de răspunsul primit, ascetul așteaptă încă o altă justificare, la care conlocutorul său spune că a trăit cu soția sa după ce au avut copii într-o recluziune aproape monastică. Dar nici aceasta nu pare a fi convins pe ascet și în cele din urmă îi se răspunde că atunci când îi se aduce ovații în public, împăratul caută să fugă interior de aceste laude, micșorându-se pe sine. Și atunci ascetul spune că, într-adevăr, ăsta este motivul pentru care am fost trimis la tine. Să fie lupta cu laudele atât de prețuită? Sfântul Isaac Siru spune că smerenia te pune înaintea lui Hristos chiar fără fapte bune. Și omul care fuge de cinste va fi el însuși urmărit de cinste. Și, dimpotrivă, omul care va fugi după laude va primi necinstea. Există două surse ale lingușelii. Există o sursă exterioară, de la oameni, și există o sursă interioară, de la inima noastră însăși. În legătură cu aceasta, Hristos atenționează în Evanghelii: celui care te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. La ce se referă aceasta? Evident, nu la a oferi celor care au ieșit de pe orbita umanității obraj pentru a pălmui, ci se referă la faptul că atunci când alții îți aduc în vedere prin laude cuvintele tale, calitățile tale, să te gândești la latura negativă a ta pentru a rămâne într-un echilibru. Hristos însuși, când este lovit de sluga arhiereului, nu întoarce obrazul, ci întreabă, fără să se tulbure, dacă am vorbit bine, de ce mă bați, și dacă am vorbit rău, dovedește că este rău. Prin urmare, a nu răspunde la rău cu rău nu este una cu a nu răspunde deloc, ci trebuie să răspunzi fără să te tulburi. De obicei, când lovește cineva, să nu se întâmple aceasta, lovește cu palma dreaptă peste obrazul stâng, dar aici Hristos spune cel care te lovește peste obrazul drept. Evident, în toată cultura Bibliei și în cultura europeană, dreapta are un aspect pozitiv, stânga un aspect negativ, și nu numai la noi. În extremul Orient, în China sau India, dimpotrivă, stânga este cu o semnificație pozitivă, iar dreapta cu o semnificație negativă. Dar aici dreapta înseamnă laudele, după cum stânga înseamnă a te smeri pe sine, a te înjosi pe sine, pentru a scăpa de surplusul de încredere în tine. Sunt uneori gânduri care te laudă insistent, care te lingușezi pentru lucruri și reușite mici și, încântat de acestea, nu mai dai importanță sau nu mai cauți la dimensiunea lor minoră și nu mai iei seama la cele mari. Apropo de exemplul dinainte, felul în care
desăvârșit, răspunde Hristos atunci când este agresat. Kierkegaard spune în școala creștinismului, printr-o interogație retorică, oare nu este paradoxal că întemeitorul religiei iubirii a fost vândut cu un sărut? E vorba de sărutul lui Iuda. Mai târziu, Oscar Wilde, în balada închisorii Reading, spune despre aceasta: cu toți ucidem ce iubim și întindem morții prada, omoară unii măgulind, ori cu dojeni, cu sfada, cei lași omoară cu un sărut, iar cei viteji cu spada. Iată că și lauda poate să ucidă. Sigur, lauda altora, în unele cazuri, când este nesinceră, acționează ca un cifru care te deschide celuilalt care dorește să-ți pară prieten și să afle în felul acesta tainele tale. Eva însă și-a fost ispitită, tot ca o formă de lingușire, când ofiomorfismul demonului viza tocmai capacitatea aceasta a femeii de a răspunde sub impulsul afectiv al iubirii. Ceea ce a făcut apoi, când din dragoste îi oferă și lui Adam fructul cunoașterii, dar nu al cunoașterii lui Dumnezeu, ci al unei cunoașteri excesiv senzoriale. Cei în funcții înalte, care sunt cu adevărat puternici, refuză lingușirea și nici nu o caută, exercitându-și puterea pentru a vedea cum se supun ceilalți voinței lor omenești. Alții, care nu și-au rezolvat complexele lor interioare sau nu și le-au identificat, caută măgulirea și par a fi mulțumiți atunci când o primesc. După cum cei care rămân echilibrați în fața oamenilor dominatori transmit o putere care face inutilă încordarea celuilalt. În fapt, fiecare suflet are o demnitate egală cu a oricărui alt suflet și această demnitate trebuie păzită în fața oricui. Ideea este că nu trebuie să te tulburi de nimic, nici de nimeni, chiar dacă ceilalți se tulbură. În viața spirituală a bisericii există o asceză prin care ucenicul este orientat către o părere de sine smerită. Sunt multe astfel de cazuri când marii duhovnici își umilesc, îngrădesc orgoliul ucenicilor prin fel de fel de umilințe. Unii pot să adopte acest fel, dar să nu cumva să ascundă în spatele lui invidia. Pentru că acele autorități duhovnicești erau bine întemeiate, că exercițiul era hotărât de către Dumnezeu cu ucenicul său și nu se realiza aceasta din setea de putere, din invidie, din neluarea în seamă a celuilalt ca nivel spiritual. Sfântul Augustin spune într-o carte celebră, Confesiuni, că atunci când era mic, în copilăria lui era lăudat spunându-i se bine, bine pentru reușitele la învățătură și odată cu aceasta se vărsa în el slava de șartă sau vanitatea. Desigur, este bine să ne lăudăm copiii sau aproapele când reușește în ceea ce este bun și despre bine trebuie vorbit, deși răul este polarizant. Să ne uităm, de exemplu, la comentariile răutăcioase a celor care pe internet răspund la eventualele abateri ale unei persoane, ale unui semen, abateri care nici măcar nu sunt sigure. Apoi e normal să-ți lauzi copilul sau semenul când reușește în ceva și când acesta are tendința să nu creadă în sine, ori are o stimă de sine diminuată. Desigur, în cazul pedagogiei, să nu lăudăm în dauna altor copii, așa cum fac unii părinți care întreabă, dar a lui X cât a luat? Alfred Adler
Spune că pedagogia europeană nu trebuie să se bazeze pe competiție, pentru că învățăm ca să fim de folos celorlalți, să-i ajutăm pe ceilalți, nu doar să ne confirmăm că suntem deasupra lor. Revenind la Augustin, acesta spune că nu orice laudă îl bucură, nici de la oricine, dar vanitatea caută lauda. Să nu o căutăm, să nu muncim pentru ea, decât atunci când o facem pentru binele însuși al oamenilor. Cum anume, când ne ridicăm la nivelul imaginii pe care unii oameni sinceri îl au față de noi. Această imagine, deci trebuie, pe care o au ei, trebuie confirmată prin faptele bune pe care trebuie să le căutăm. E un mare curaj când nu te raportezi la oameni și aceasta pare o singurătate, dar singurătatea aceasta este susținută de adevărul însuși pe care îl găsești și care nu are nevoie de laude, pentru că este în el însuși lăudabil. Toma d'Aquino arată că pentru prietenie sau afabilitate se caută a mulțumi pe prieteni. Dar totuși nu trebuie să-ți fie teamă să-i întristezi în vederea obținerii unui bine sau a evitării unui rău. Tot așa, în proverbe se menționează că mai bune sunt rănile iubirii decât săruturile false ale urii. Nu poți să vorbești pentru a-i mulțumi pe toți, ceea ce ar fi una cu excesul și cu lingușirea. Dacă o faci pentru a obține ceva de la altul, sau vizând un lucru rău de la el, evident te încadrezi în acolada lingușitorilor. Se cuvine să lăudăm faptele bune, mai ales că, așa cum menționam mai înainte, se vorbește mai puțin despre ele, deși ele există. Să nu ne fie frică să le lăudăm chipurile pentru a nu se mândri celălalt, când de fapt aceasta ascunde invidia. Când este celălalt îndurerat sau când are nevoie de încurajare, neapărat putem recurge la laude. Apostolul Pavel spune: dacă aș plăcea încă oamenilor, nu aș fi slujitorul lui Hristos, la epistola către Galateni 1:10. Și într-o altă epistolă spune: căutați să plăceți oamenilor. Nu există o contradicție aici, de bună seamă nu există, pentru că el se referă a nu plăcea oamenilor în totalitate, chiar și în cele rele, ci doar în cele bune, și căutați să plăceți oamenilor, evident, în cele bune. Lingușitorii pot fi receptați și prin privire. Privirea lor are ceva unctuos, dulceag, unsuros. O spune episcopul Jean Kovalevski într-o carte, Taina Originilor, din care voi cita: fără îndoială, privirea poate fi uneori un camuflaj. Există mincinoși care au o privire sinceră și criminali care au o privire nevinovată, în vreme ce oamenii cinstiți pot avea o privire confuză din pricina indeciziei. Există o întreagă știință a privirii. Feriți-vă de privirea dezagreabilă a falșilor credincioși. Aceștia au o privire luminoasă cu o imperceptibilă voaletă lăptoasă. De îndată ce veți sesiza această privire lăptoasă, luați aminte și evitați să vă întâlniți cu unul ca acesta pe teren spiritual, deoarece este un dascăl primejdios. Fără nicio îndoială, privirea lui nu denotă o ținută interioară legată de necurăție, vanitate și de amăgire. Cel care trăiește printre plăsmuirile și desfătările unei ambianțe închipuite poate avea un aer bun și luminos. Dacă îi veți fixa privirea departe de a descoperi în ea lumina soarelui, veți descoperi strevezimea lunară acoperită de un nor imperceptibil. De altfel, această atitudine miroasă se va confirma ca o tensiune și se va exprima ulterior cu violență. De aceea, să fim atenți la laude, să le selectăm
și pe cât se poate, fără a coborâ din stima de sine, din demnitatea omului, să ne vedem real limitele noastre. La revedere!